Bună tuturor! În primul rând, mă bucur enorm de mult că mă aflu aici. Sunteți un public superb. Mi-ați dat o emoție foarte mare, adică emoție pozitivă și norocul meu că sunt ultima și am putut să văd ce public minunat sunteți. Vă mulțumesc! Eu astăzi, aici, în fața voastră, cu reflectoarele în ochi, deși nu prea-mi place, nu e că simt emoții. Nu, emoția simt. Efectiv, mor de frică. În primul rând, o să vă întrebați de ce moare de frică Caterina? Păi pentru că sunt străină. Eu sunt originar, născută și crescută în Republica Macedonia de Nord și am o teamă să nu fac greșeli în limba română. De fiecare dată când urc pe scenă, în capul meu sunt milioane de chestii. Oare o să vorbesc bine? Oare o să zic ce trebuie? Oare pronunț cum trebuie în limba română? Și acest lucru mă face să mă tem că nu voi transmite ceea ce îmi doresc să transmit. Și în al treilea rând, mă tem să nu vorbesc prea repede, așa cum fac când sunt emoționat. Însă faptul că mă aflu astăzi aici cu voi, înseamnă că nu las frică să mă controleze. Nu frică va fi cea speaker pe această scenă. Faptul că sunt aici și vă vorbesc despre ea înseamnă că mă străduiesc sau o depășesc. Aș vrea să vă întreb ceva. Câți dintre voi v-ați temut măcar o dată în viață? Fiul meu e aici în sală. Iar câți dintre voi n-ați simțit niciodată frică? Exact, așa mă gândeam. Frica este o emoție pe care o trăim cu toți însă la care răspundem poate diferit. Dacă ne lăsăm controlați de ea, putem pierde relații, putem pierde prietenii, chiar ne putem pierde businessurile. Însă dacă reușim sau o depășim, credeți-mă, devenim de neoprit. Frica a fost o prezență constantă în viața mea de când eram mică de când eram în grădiniță și mi-era frică de doamna învățătoare care mă certa pentru că nu voiam să dorm, când mi-a murit cea mai bună prietena și eu am rămas în viață, când părinții mei au divorțat și efectiv toată viața mea a fost copleșită de frici. Însă tot frica a fost cea care m-a motivat să acționez și să merg mai departe în viață. Să-mi depășesc limitele, să-mi țintesc golurile și să fac tot ce îmi doresc. Efectiv, să-mi urmez visele. În 2003, visul meu cel mai mare a fost să rămân în România. La 21 de ani, sincer, habar nu aveam cu ce să mănâncă viața. Însă scopul meu a fost clar. Eu voiam să trăiesc în România și să-mi construiesc viața aici. Și acum poate vă întrebați, fata asta e nebuna? De ce România? Toată lumea vrea să fugă, ea vrea să stea în România. Credeți-mă, România este superbă. Dacă o priviți din ochii unui străin, veți vedea cât de oportunități oferă România în ziua de astăzi. Mie îmi place totul aici. Îmi plac oameni. Îmi place energia pe care această țară mi-o dă și chiar sunt foarte bucuroasă că am reușit să rămân aici. Am venit în România la studii cu bursă. Și ca orice student, evident, banii din bursă nu ajungeau. Pe vremea aceea, 160 de lei. Interesant. Tatăl meu a fost cel care m-a susținut financiar, însă tot el a fost cel mai mare oponent al ideii de a rămâne în România. De fapt, dacă mă gândesc bine, el nici nu a vrut că eu să vin la studii în România. Însă când a auzit de ideea că vreau și să rămân, efectiv a luat foc. A zis, nici o șansă, tu te întorci acasă. În ziua când am terminat facultatea și m-am înscris la master, tata m-a sunat. Auzi, Caterina, tu te-ai înscris la master pentru că așa de mult vrei să înveți? Sau ai găsit o portiță cum să-ți prelungești viza de ședere? Și cum eu am fost dintotdeauna un copil sincer, în special cu tatăl meu, am o relație extraordinară cu el, uh, i-am zis și si, și. Și ca să fiu sinceră, 80% mă înscrisesem ca să rămân în România, da? să-mi prelungesc viza de ședere. Iar 20% am zis și eu, hai să am și un master acolo. Când a auzit de acest lucru, mi-a zis, eu nu-ți mai dau niciun bani. Evident că am crezut că este o glumă. Tatăl meu, al cărui slăbiciune am fost toată viața, efectiv am obținut de fiecare dată tot ce am vrut de la el, în ultima și cea mai răsfățată. Am zis, nu există așa ceva. M-am dus în ziua când știam că primesc banii, m-am dus la bancomat, am pus cardul în bancomat și, ghiciți ce, fonduri insuficiente. M-am gândit eu așa, am zis, băi... E adevărat ce văd? Sigur are problema bancomatul. M-am dus la altă bancă, la alt bancomat. Ups! Fonduri insuficiente. E atunci m-au apucat așa niște transpirații, am început să simt frică, am zis, oare se întâmplă ce mi-a zis el sau sigur e o problemă cu banca? M-am dus la a treia bancă, la al treilea bancomat, că eu nu mă las așa ușor. Și ghiciți ce? Fonduri însuficiente. În momentul acela am fost blocată, șocată, nu știu cum o veți numi, dar nu știam ce se întâmplă cu mine. Am luat telefonul și l-am sunat pe tată. Eu sunam, el îmi închidea. Eu sunam, el îmi închidea. Și am avut acest joc de 5 minute, la sfârșit omul și-a închis telefonul și n-a mai dat niciun semn de viață. În momentul acela s-au strâns toate fricile în capul meu. Eram terminată fără bani, într-o țară străină, singură, fără familie, ce mă fac eu? Ce o să fac eu mai departe? Oare reușește tati să mă controleze și să mă întoarcă acasă? M-am dus acasă, am plâns foarte mult, chiar am plâns. Țin minte că plângeam 3-4 ore, fără oprire. M-am culcat, în ziua următoare m-am trezit și ghiciți ce? Tot frică m am mobilizat să acționez mai departe. M-am uitat în oglindă și am zis, e cate, tu te lași să te controleze niște bani? De fapt, parintele cu bani? Nu, nu vei lăsa altcineva să te controleze. Mi-am luat telefonul, i-am sunat pe toți prietenii mei și am rugat să mă ajute cineva cu job. Am zis, băi, eu lucrez orice vă rog eu mult, dați-mi orice. Aveam prieten în casă de producție, mă duc, car, fac cafele, orice, doar să am un venit și să-mi fac rost în România, să-mi urmez visul acela de a rămâne în România. Unul dintre ei m-a ajutat și îi mulțumesc tare mult pentru asta. M-am angajat și așa a fost primul meu pas pentru a-mi construi un rost aici și eram foarte bucuroasă. În anii care au urmat, evident că mi-am schimbat mai multe joburi. Am crescut profesional, eu voiam dintotdeauna, adică îmi setam obiectivele și voiam să ajung cât mai sus, cât mai sus. Și dacă pe plan profesional am reușit să-mi construiesc o carieră foarte frumoasă și sincer care îmi place foarte mult, am o echipă superbă, pe plan personal lucrurile n-au stat chiar așa de bine. Pentru mine, greutatea a fost mereu o mare provocare de când eram adolescent. Mâncarea a fost cel mai bun prieten de al meu, în special când apăreau și fricile. Cu fiecare bucățică mâncată în plus, credeam că îmi pun o protecție asupra mea. Credeam că mă protejez, că este scutul meu care mă făcea să mă simt bine. Mâncam, mă făceam bine. Mâncam și mai mult în situații stresante, în anxietăți. Mâncam în continuu. Era un în care mi-amintesc că mă îndopam și cum mă culcam super fericită. Noi, femeile, și cred că oamenii în general, suntem subiectivi atunci când vorbim de aspectul fizic. Sunt foarte multe femei care arată foarte bine efectiv, sunt superbe, suple. Dar atunci când se uită în oglindă, nu le place ceea ce văd. Nu sunt mulțumite de ele. Eu am avut 150 de kilograme. Și cu acești 150 de kilograme am făcut cei mai frumoși și importanți pași din viața mea. Aceste kilograme, această greutate nu m-a oprit niciodată să merg mai departe în viață. Și cu acești 150 de kilograme am făcut ce mai mare pas. M-am angajat la job actual și acum conduc un departament de brand marketing. Eu am fost mereu puternică și asta vine și din copilărie. Părinții mei îmi ziceau dintotdeauna, Cate, tu poți să muți munți dacă îți dorești. Și mai îmi ziceau că noi cu toții suntem foarte puternici și putem să facem tot ce de ne dorim în viață. Însă, cu aceste kilograme în plus, au apărut și probleme, în special cu sănătatea. În 2020, în pandemie, un an groaznic, erau din ce în ce mai mulți oameni care murau de la COVID și, în special, cei care făceau complicațiuni din cauza obezității. Eu aveam 39 de ani. M-am trezit într-o dimineață cu o tensiune foarte mare, 20. Chiar nu mă simțeam bine. Eram din ce în ce mai rău. Aveam frică. Dacă fac COVID, mor. Toți care sunt obez ajung să moară din cauza COVID-ului. Nu eram bine dispusă. Copilul meu voia să se joace cu mine și tot îmi zicea, hai mami, să ne jucăm diferite jocuri. Eu tot evitam să mă joc, evident, pentru că erau legate de alergat. Cine alergă la 150 de kilograme? Și nu numai că nu puteam să alerg, gâfâiam. Nu puteam să rezist la nimic. Eram nervoasă, părată, nu puteam să dorm bine. Aveam constant, bătăile inimii au fost 110-115 bătăi pe minut, foarte mult. Și după ce am făcut niște analize foarte serioase, am primit și verdictul. Că pot muri oricând, chiar și în somn. Ghiciți ce s-a întâmplat mai, mai departe. Hello! Au apărut fricile. Ce faci, Caterina, acum? Eram terminată. Efectiv, stăteam în cabinetul doctorului și îi ziceam, nu, eu cred că tu glumești, cum adică să mor? E, o, situația dumneavoastră este cam serioasă, Caterina. Ce facem? Eram terminată. Primul lucru la care mă gândeam, mama mor și în somn, copilul meu e mic, cine îl va crește, cine o să aibă grijă de el? <gri> Pentru... Îmi <gri> cer mii de scuze, mami. <gri> <gri> da. <gri> Pentru mine, copilul este cea mai mare realizare de a mea și îi mulțumesc că e astăzi cu mine aici și mă susțin susține. Uh, 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 da, uh, eram sincer, el a fost motivul cel mai mare, împreună cu frica. Uh, ziceam că eu aș vrea să fiu prezentă în viața lui până adânci bătrânețe. Aș vrea să-l văd crescând, realizându-se și voiam să fiu acolo. Și, evident, uh, am mers mai departe. Frica aceea m-a mobilizat din nou. Am cerut ajutor din nou. În primul rând, înainte să cer ajutor, m-am acceptat. Mi-am acceptat că eu am ajuns în situația în care am ajuns și că nu este absolut nicio problemă. Că am avut momente când trebuia să mănânc, dar acum era momentul să fac ceva pentru sănătatea mea. Procesul de slabire, credeți-mă, a fost unul foarte greu a naibii de greu. Însă cu o echipă foarte bună și niște prieteni foarte de treabă, am reușit să scap de 86 kg. Mulțumesc! Ce vreau eu să zic aici nu este că vreau să promovez că toți trebuie să fim supli sau să arătăm bine și că greutatea este nu știu cum vreau să spun că este foarte importantă greutatea pentru sănătatea noastră, nu pentru felul cum arătăm. Și că greutatea nu ar trebui să ne împiedice să facem pași importanți în viață, pentru că noi oricum putem să le facem. Însă procesul meu continuă. Să nu credeți că totul s-a terminat aici. Eu mă lupt zilnic cu anxietățile mele și sunt foarte mult. În foarte multe momente Stresante din viața mea, îmi vine acel, acea, acel obicei de a mă refugia către mâncare, de a runțăi, de a mânca compulsiv. Însă, eu acum mă opresc, număr până la 10 și îmi spun: Oare merită, Caterina, să faci asta? Vrei să te întorci unde ai fost? Ia gândește de -te cum te-ai simțit. Ești sigur? că vrei să faci din nou ceea ce ai făcut? Categorică nu-mi doresc acest lucru. Așa că mă uit în oglindă și de fiecare dată, când mi-e greu, de obicei asta fac, mă uit în oglindă și îmi vorbesc singură și îmi spun că eu am putere în mine și eu pot să fac ceea ce nu e bine pentru mine. În concluzie, înfruntarea fricii a fost cea care m-a motivat să acționez în viață. Și uh, m-a ajutat să-mi depășesc limitele, să merg mai departe, să fac ce mai importanți pași. Și credeți-mă că avem cu toții puterea să facem acest lucru. Că avem cu toții puterea să ne înfruntăm frici, fricile și să facem lucruri care poate noi considerăm că n-am fi în stare să le facem. Frica este naturală, dar nu trebuie să ne controleze viețile. Dacă ne setăm niște obiective clare și acționăm, vă spun că o putem transforma într-o forță puternică și motivantă. Și să nu uităm de acest lucru. Așa că, cu toții avem de ales. Fie ne lăsăm copleșiți și blocați de frică, fie alegem să o depășim și să mergem mai departe. Eu. Am ales să nu mă țină niciodată pe loc. Și sunt sigură că și voi aveți puterea să faceți la fel. Vă mulțumesc!